Dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie că acel ceva să vă aparțină vouă. Aniversările sunt cea mai minunată ocazie să simțim cu adevărat că suntem iubiți, iar viața e frumoasă și merită trăită din plin. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a dedicațiilor muzicale pe adresa celor care își sărbătoresc ziua de naștere aici, la TV Prim. Zi frumoasă de iarnă, în care omagiată este astăzi Valerie Ganea din satul Cobani. Primește în dar un mesaj frumos de felicitare din partea fiicei Daniela, care vă spune: un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat. Îți oferă încredere pe drumul cel urmez. Tu m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, nu doar cum să am succes în viață, ci să port numele cu onoare. Datorită ție am speranțe, înțelepciune și credință să fiu mai cinstită cu cei din jur și cu mine însă. Mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai învățat. Tată bun, azi e ziua potrivită să îți spun ce îți doresc, să îți arăt cât te iubesc. Îți doresc întâi de toate un an plin de sănătate. Voie bună, trai ușor, bucurie și mult spor. La mulți ani! Tatăl meu, de ziua ta, primește-n dar iubirea mea, mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi ți-au adus, dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Și dacă soarta ar vrea să vă tată lângă mine, voi lupta cu tot ce-mi stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale.
că ești toată lângă mine. Voi lupta cu tot ce stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale. Pentru același mult stimat domn din satul Cobani, Valerie Ganea, mai vine un mesaj de felicitare din partea întregii familii. Cineva va fi întotdeauna aici să te iubească. Cineva va prețui întotdeauna căldura zâmbetului tău și fericirea inimii tale. Cineva va încerca întotdeauna să găsească cuvinte să-ți mulțumească pentru că ai umplut viața cu vise devenite realitate și amintiri frumoase. Acel cineva este întreaga ta familie, care te iubește nespus de mult și îți duc un dor imens. Soția Silvia, fiicele Marina și Daniela, feciorul Valeriu și nepoțica Andreea. Cel mai frumos cadou pe care îl pot oferi altora este dragostea necondiționată, care ți-l dăruim cu mare drag noi toți cei dragi, împreună cu mult noroc și sănătate, realizări frumoase și un sincer la mulți ani! Floresc, înfloresc florile în prag, pentru al meu părinte drag. Luminează, luminează mândru soare, că e zi de sărbătoare. Înfloresc, înfloresc florile în prag, pentru al meu părinte drag. Luminează, luminează mândru soare, că e zi de sărbătoare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Ziua ta e mai frumoasă când îți vin copiii acasă. Nu mai ai nicio durere, te simți iarăși în putere. Ziua ta e mai frumoasă când îți vin copiii acasă. Nu mai ai nicio durere, te simți iarăși în putere. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu, că a muncit, că a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu, că a muncit, că a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Stimați
telespectatori, acestea au fost dedicațiile muzicale de astăzi. Noi vă urăm de sănătate și belșug în casă și vă îndemnăm să nu ezitați să transmiteți prin intermediul nostru persoanelor dragi și apropiate vouă un sincer la mulți ani. Atenția acordată zilelor de naștere este un mod simplu și eficient pentru menținerea unor relații atât de rudene cât și de prietenie. La mulți ani!